Gata cu inspecția tehnică a mașinilor făcută pe ochi frumoși sau dată pe sub mână. Registrul Autoromân anunță că de ieri a intrat în vigoare legea care obligă stațiile ITP să aibă supraveghere video, astfel încât fiecare inspecție făcută mașinilor să fie filmată. În caz contrar, unitatea de ITP riscă suspendarea activității. Inspectorii RAR spun că încă de la începutul lunii au făcut verificări în toate serviciurile auto din țară pentru a vedea dacă se fac demersuri pentru instalarea sistemelor video. În plus, aceștia spun că și în următoarele zile vor fi în teren pentru verificări. Cerința referitoare la necesitatea echipării stațiilor de ITP cu sistem video a fost introdusă pe de o parte în vederea uniformizării cerințelor de dotare a stațiilor de inspecție tehnică cu cele privind atelierele de reparații, pentru care există o cerință de introducere a unui sistem video pentru vizualizarea activității, iar pe de altă parte pentru prevenirea posibilității de efectuare a unor inspecții tehnice periodice fără prezentarea vehiculului sau cu utilizarea unui alt vehicul similar. Se arată într-un comunicat emis de Registrul Autoromân. Iată ce obligații trebuie să îndeplinească stațiile pentru efectuarea inspecției tehnice periodice. Să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activității efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP-ului. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziția RAR în scopul monitorizării activității de ITP. Sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conțină minimum 2 camere de supraveghere și un înregistrator digital DVR care să permită înregistrarea la rezoluții înalte HD, având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile și particularitățile spațiului destinat activității de ITP. Sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat și instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităților desfășurate pe linia de ITP. Potrivit RAR, sistemul de supraveghere video instalat în fiecare stație ITP trebuie să asigure următoarele funcționalități. Să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător și accesibil inspectorului RAR. Să permită înregistrarea și vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia și a plăcii cu numărul de înmatriculare, indiferent de condițiile de iluminare existente. Să permită înregistrarea activității de pe linia de ITP pe durata maximă de funcționare, respectiv de luni până vineri, între orele 8:20 și sâmbătă, între orele 8:14. Să permită înregistrarea și vizualizarea corespunzătoare a indicațiilor afișajului analogic sau a indicatoarelor analogice ale standului de frânare instalate pe linia de ITP. Să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării și ștergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor. Inginerii Registrului Autoromân spun că decizia de a dota stațiile ITP cu sistem video vine după ce tot mai mulți români au încercat să fenteze inspecția tehnică a autovehiculelor.